Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Fraților, chiar zilele trecute am găsit niște taloane mai vechi din anul 2017. Vedeți și voi. Am avut vreo 30 și am căutat porumbei să văd câte inele am de anul respectiv. Am găsit 3 porumbei cu inelele de 2017, le-am păstrat, iar pe restul le-am aruncat. Aici avem inelele din 2024 cu taloanele. Aici mai avem niște cleme și un inel de 2020 aici, băgat. În această punguță avem tot la fel niște cleme mai vechi, astea sunt mai vechi, pe care le-am mai avut eu, de când am început cu porumbeii. Și astea de aici sunt primite la un prieten, cu astea galbene și cu cele portocalii. Aici avem inelele cele mai vechi pe care le dețin. Am mai avut, dar din păcate le-am pierdut, n-am stat să le achiziționez. Deci aici avem cel mai vechi inel al unui mascul pe care l-am avut 12, vedeți și voi, cel mai vechi inel, aici un inel de 2014, 2019 avem aici și 2020. Am mai avut, v-am zis, inele vechi. S-au pierdut, n-am stat să le mai țin, am zis că hai, nu mă le țin și le-am aruncat. Așa că pe astea o să le țin, că sunt interesante. Abia așteptăm să scotem puișorii, să inelăm cu inelele astea galbene. Vedeți că se schimbă la câțiva ani inelele. Avem și aici tot galbene, tot de UCP 2019. Acum tot galbene, sperăm că vom scoate puișorii. Nu vă mai arăt porumbei, am să vă fac așa un video mai interesant cu ce clemuțe și ce inele mai am. Deci, ce pot să vă zic, mă mulțumesc tuturor pentru susținere și ne vom revedea într-un nou video la porumbei. Vă salut și o zi frumoasă în continuare. V-am pupat!